Salutare tuturor, bun venit, azi vă văd cum puteți să descărcați Disney SPDR.com să vedeți. Juculetul ăla care crea de la GameVault. Adică închis apă capac ca să găsesc mai repede. Bun. Dacă mergem acest site, vă dă două linkuri. Epic Games. Steam. Epic Games și Steam. Și Windows. Bun. Azi să vă arăt pe Epic Games. Dacă mergem pe Epic Games, să căutăm joculețul, e gratis. Gratis. Dacă mergem pe el, se cheamă Disney SPDR SPDR.com. The Mentor. Aici sunt caractere, ceva de genul. Multe caractere. Dar aici dați get. O să închid ecranul vostru. Și voi cam. Sper să nu vă spălați. Bun, am revenit. Aici ne dă aici get. Să mergem aici. Dăm aici. Accept. Și aveți aici în labări. L-am deja în labări. Și acum hai să vă arăt în Spartacus. Bun, hai să vă arăt Spartacus. Bun, descărcați. SPDR.com. Steam. Gata. Să mergem. Nu știu. Bun, mergem aici la installări.
instalezi Steam-ul, dăm să se instaleze, să se descarce Steam-ul, dăm acța, să se instaleze. Eu las la instalare limba română. Asta e pentru mine mai ușor. Bun. Așteptăm să se facă actualizare. Actualizarea. Să nu dați anuliază. În tutorialul de azi o să vă arăt tutorialul în Steam cum să-l instalați. Așa pe tutorial că o să vă arăt cum să-l descărcați pe Epic Games. În acest tutorial doar pe Steam. Vă arăt pe Steam. Se actualizează, spun. Se instalează. Există PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, nu știu cum, X și Nintendo Switch. Deci se scrie get free to play on PC. Acum să vă spun ceva. O chestie importantă. Dacă nu aveți un telefon performant, se vede chestia că nu e compatibil cu această versiune, vă recomand să-l descărcați pe PC. Știți? Pe PC mai fain pe PC. Știți? Te vedeți și te rău. Bun. O să iar să închid ecranul și camera ca să mă loghez. Da, sper să nu vă spuneți. Bun, tocmai m-am logat. Bun. Ce trebuie să faceți? Următoarea chestie. Dacă nu aveți în librăria voastră de Steam, joculețul, faceți următoarea chestie. Mergeți în magazin, căutați jocul DIS Disney ăsta, gratuit, adică gratis, o să ne apară un trailer, nu vă stați,
undeva, dacă n-aveți în liberia voastră, trebuie să dați get. Și dați da. Și gata. Aveți în liberia voastră deschis un cont. Bun, ca să descărcați o WordPress din start, să vă dați la cerințe. Bun. Următoarea chestie, după ce l-ați adăugat în librerie, vă duceți să-ți dați install. Ocupă spațiu liber 8.1.2.4. Da. Și el iau ăsta cât am la memorie și ăsta ocupă joculețul, ocupă 1.5.8.3. Și dăm install. Aici ai temeni și condiții. Da, temeni și condiții. Dăm accept. Și acum ne instalează jocul. Ne instalează joculețul. Acum ne instalează joculețul. Și acum, o chestie care vă spun din start. Vă dați la spațiu. De pe PC-ul vostru, merge mai sa, să vă dați cam cât mi-o luat. Asta i-am... Spațiu, adică disc. Un disc. Dar aici, vedeți cât ocupa. Și așteptați. După ce s-a instalat, puteți să îl jucați. Părerea mea la acest joc e foarte, foarte mister. Vă spun din start. Are sezoane. E foarte tare. Dacă nu vă duce PC-ul Fortnite-ul, joculețul ăsta vă duce. Am încercat să mă joc Fortnite. Și ce să vezi? Tvărțică, ce să vezi? Mi-l guia. Și m-am dat butonul. Ce să vedeți? Actualizările, ce trebuie. Aici este actualizări, ce schimbate. Bun, băce, aici, dacă dați, o să vedeți cam cât durează. Bun, băce, cam atât e video de azi, tutorial, cum să descărcați Disney, pe PC. Nu uitați să apăsați butonul de like și mai vedem pe data viitoare. Pa, pa! Nu uitați să dați un subscribe și la acest canal și mai vedem pe data viitoare. Pa, pa!